cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Țineți minte ieri, cei care v-ați uitat, că am făcut emisiune cu un politician și la începutul emisiunii domnia sa era plin de entuziasm și am spus, domnule, hai să vedem la final, să nu cumva să fim triști. De ce fac această introducere? Pentru că finalul a fost cam așa. L-am întrebat pe distinsul politician ce a văzut când a fost prin județ. Și a zis, deci am văzut niște cazuri extraordinare de oameni săraci, de 5, 6, 7 copii, etc. Bun, ok. Și zic, care ar fi soluția? După câteva discuții a rezultat că soluția ar fi educația. Deci un politician a spus, domne, soluția pentru sărăcie în România ar fi educația. Așa că ne-am gândit să creăm un flux generator de educație astăzi în emisiunea noastră și să încercăm să discutăm mai multe lucruri privind ceea ce se întâmplă acum în sistemul educațional din Neamț și de aceea avem o întreagă echipă care este astăzi aici în platou. Începem cu inspectorul școlar general Florentina Luca Moise. Bună dimineața, bine ați venit la emisiune. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Alături de domnia sa, inspectorii școlari Cristinel Secară și Romeo Roman. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Acum o să spuneți dumneavoastră pe ce paliere sunteți acolo, că eu nu le am pe astea cu palierele. Da, deci să intrăm direct în subiect. V-a plăcut ce a spus politicianul ieri, adică în sensul ăsta că, domne, trebuie să încurajăm educația, să facem educația adevărată. E un firesc ca fiecare om politic sau reprezentant al unei instituții a statului și nu numai orice cetățean care gândește într-o coerență și într-o normalitate să recunoască că prin educație putem oferi progresul unei societăți. Dar părerea mea este că nu este suficient doar o educație de calitate, eficientă sau investiții în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar din România, ci mai degrabă ar trebui o coerență între toate instituțiile statului și între toți reprezentanții administrației publice, atât locale cât și județene, dar și centrale. Nu este suficient. Nu am urmărit emisiunea pentru că la ora respectivă noi ori eram în inspectoratul școlar preocupați pentru eu am alte aspecte. General, nu știu contextul în care s-a exprimat deci, domnia sa. Este multă sărăcie și a zis care e soluția pentru sărăcie. Da. Da. Eu îi întreb și pe domnii inspector pentru că sunt oameni care lucrează și la catedră. Și care, toți lucrăm la catedră. Și la catedră cu elevii, dar interacționează foarte mult și cu cadrele didactice și cu alte persoane prin tot felul de proiecte și programe. Eu ce vreau să vă spun, mie mi se pare că nu există altă cheie de dezvoltare decât educația. Problema este cum trecem de la chestii declarative la chestii concrete, aplicate, desigur. Vă rog, e deschisă da. Calea de doamna general. Acum, înțeles. Cu permisiunea doamnei general, domnului coleg, o să încerc să deschid eu drumul acestei discuții, dar nu înainte. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Așa. Am această publicație, Mesagerul, de care împlinește mai bine de 15 ani. Așa. Am spus că e bine să vă dedic lista dumneavoastră, din partea noastră, să mulțumesc știți. Tare așteptam mult să ajungem la dumneavoastră. Supliment editat de ziarul Mesagerul, da, de Neamț. Iată, mai bine de 15 ani, desigur are și o carte de identitate. Este acea carte de identitate a
mulțumesc entității dumneavoastră. Deci și noi spunem la mulți ani, nu numai publicația dumneavoastră. Revenind la tema pe care dumneavoastră ați adus-o în discuție, doamna inspector școlar general, evident, educația este esențială pentru dezvoltarea oricărui individ, dar în primul rând pentru dezvoltarea și stabilitatea oricărei societăți. Fără educație nu putem exista. Deprindem prin experiențe, deprindem viața în care trăim, dar cultivându-ne, participând la un demers educațional coerent într-un spațiu școlar, sigur, și într-un mediu non-școlar, și vorbesc aici la educația non-formală, formăm oameni. Ori pentru a rezista pe piață, trebuie să formăm acești oameni capabili să se adapteze la provocările lumii contemporane. De fapt, cred că la finalul legii educației ar trebui să fie menționat ce fel de om dorim să realizăm prin unitățile noastre de învățământ, prin procesul educațional. Acel om capabil să se descurce în profesii pe care noi încă nu le bănuim, în societăți pe care încă noi nu le bănuim, ori pentru cadrele didactice e o provocare să construiască competențe, abilități care într-adevăr să-i desăvârșească pe acești tineri care iată acum sunt elevi. Bun. Asta este tot la nivelul acesta. Noi discutăm acum la nivelul teoretic. Haideți să încercăm să coborâm un pic. Eu, sincer, mă simt foarte bine că am ajuns să trăiesc și în România educată. Până acum n-am apucat. De câțiva ani sunt în România educată și mă simt foarte bine. Se vede că România este extrem de educată. Aprinzi un televizor, citești ceva pe Facebook, te uiți pe TikTok și observi o agresivitate de educație în România. Haideți să vedem. În momentul acesta suntem într-o zonă în care se produc schimbări. Tocmai pentru că trăim în România educată și suntem într-un program, proiect, reformă. Nu pot să nu zâmbesc. Vă rog să-mi spuneți de unde plecăm cu schimbările în această perioadă. Cu schimbările plecăm clar de la cel mai mic, de la cel mai mare. De fapt, societatea tot timpul a fost într-o continuă schimbare, iar omul a fost într-o continuă adaptare. Nu este o noutate sau acum încercăm noi să arătăm lumii că facem mai mult decât au făcut alții. Noi nu ne facem că facem, noi chiar facem. Și printr-o echipă coerentă, nu întâmplător, astăzi am venit însoțită de colegii mei din Inspectoratul Școlar Județean Neamț, pentru că mereu am spus și nu numai am spus, am și făcut acest lucru. Nu îmi place să călătoresc singură. Îmi place să merg într-o echipă, să călătoresc împreună cu oameni profesioniști. Iar în inspectoratul școlar, pe lângă colegii care se ocupă de promovare instituțională prin imagine, prin discuții, prin inspecții, prin mentorat asupra colegilor noștri, discuții individuale și colective cu părinții, cu copiii, cu cadrele didactice, e o întreagă echipă coerentă. Acum, în Inspectoratul Școlar Județean Neamț, care muncește de dimineață până seara, poate sună puțin comunist, dar așa este, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, totul este într-o continuă schimbare. Și de aceea ne-am dorit astăzi și vă mulțumim foarte mult pe această cale să ajungem în emisiune pentru a lămuri anumite aspecte. Aspecte de interes pentru elevi, pentru părinții acestora, pentru că ne dorim astăzi să împărtășim părinților informații privind simularea evaluării naționale, pentru că ne așteaptă două examene destul de grele în județul Neamț, odată cu toată țara, da? Și părinții trebuie să cunoască aceste aspecte pentru a interveni ameliorativ. Asupra emoționalului,
copilului, fiecărui copil, fiecărui elev, tocmai pentru a nu crea traume, pentru a nu crea un disconfort și să se înțeleagă clar că aceste examene nu este vreun bau-bau care vine peste ei, ci că este pur și simplu un examen care va certifica nivelul pregătirii lor și care le va arăta calea, prima cale, pentru că vorbim despre evaluarea națională. Eu astăzi mi-am propus să vorbesc despre simularea în cadrul evaluării naționale. E o noutate pentru că este obligatorie acum la nivel național și dacă ne permiteți să ne expunem aceste idei. Sunt lucruri idei pe care recunosc. Eu nu le stăpânesc foarte bine. Toate chestiunile astea, să le spunem, administrative din cadrul procedurilor pe care le aveți. Vă rog frumos, tot ce este de comunicat, să comunicați. Emisiunea rămâne. Cine o să vrea să uite, să uite. Cine nu, dă telefon. Știți cum se spune? Dacă nu știi ceva la inspectorat, suni și de obicei te duci la resurse umane. De obicei te duci la resurse umane, da. Pentru că trebuie să recunoaștem, la nivelul județului este cel mai mare angajator, avem o resursă umană consistentă, un număr foarte mare și eu zic că gestionat foarte bine de compartimentul managementul resursei umane. Sunt etape vizibile în ceea ce privește evoluția unui elev sau preșcolar, dar sunt etape pe care inspectoratul școlar nu le mediatizează sau popularizează, pentru că pentru a ajunge într-un anumit punct, interacțiunea cu colegii noștri în ceea ce privește mișcarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, aceste schimbări presupune o muncă de birou, ceea ce nu este la fel pe compartimentul managementul instituțional, unde interacțiunea cu colegii noștri directori, cu managementul unei instituții de învățământ, pentru că nu conduce un singur director împreună cu directorul adjunct, ci un întreg consiliu de administrație, clar are o mai mare vizibilitate. Revenind acum la ceea ce avem în următoarea perioadă, pentru că se apropie organizarea, noi suntem într-o organizare continuă la Inspectoratul Școlar a simulării evaluării naționale. Și pentru că m-au sunat foarte mulți părinți, noi ne-am întâlnit cu colegii noștri directori, vineri a avut loc o ședință de instruire asupra acestor aspecte, dar este important să ajungă și la colegii noștri și la părinți informația de la noi. Așadar, în data de 5 februarie vom avea proba la limba și literatura română, pe data de 6 februarie vom avea proba scrisă la matematică, pe data de 7 vom avea limba și literatura maternă proba scrisă, iar pe 23 februarie 2024 vom avea contestațiile. Față de anul trecut, când am avut un număr de 4.430 de elevi în clasa... Și aici se fac contestații? Da, simulăm evaluarea națională. În totalitate, da. Față de anul trecut, când am avut un număr de 4.430 de elevi de clasa a 8-a, în acest an avem un număr de 4.168 de elevi, deci vedem că ne-au dispărut 8-10 clase la nivelul județului Neamț de clasa a 8-a. Revenind la probe, la ora 9, probele încep pe data de 5, repet, probele din cadrul evaluării naționale. Moment în care în fiecare sală se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în sală este permis până la ora 8:30. Noi vom avea în județul Neamț 112 centre de evaluare, unde școlarii de clasa a 8-a se vor prezenta pentru a susține simularea la evaluarea națională. Din 114 unități de învățământ, și vă dau imediat și explicația.
două unități de învățământ, respectiv Ruginoasa și Dulcești, au sub 8, sub numărul de 10 școlari de clasa a 8-a, astfel încât din Dulcești și Ruginoasa am constituit un singur centru de examinare. Copiii de la Ruginoasa, elevii de la Ruginoasa vor da evaluarea națională, simularea la, la Dulcești. Bineînțeles că dacă vom descoperi neconcordanțe sau probleme întâmpinate de elevi, vom reveni și vom găsi o altă formă de organizare pentru acești elevi, tocmai pentru a nu le crea un disconfort. De asemenea, elevii de gimnaziu, clasa 8-a, de la școala particulară numărul 1 Bistrița, vor da simularea la evaluarea națională la școala Elena Cuza. Tot din acest motiv, un efectiv redus a clasei a 8-a, pentru că se precizează destul de clar câți elevi e necesar să aibă o unitate de învățământ pentru a se organiza centrul de examen, evaluarea națională. Câți? De regulă 10. De regulă. Elevii, o noutate în acest an pentru evaluarea națională va fi faptul că în clase vor fi repartizați de regulă 15 elevi, deci numărul s-a redus. Astfel încât noi la această dată avem 285 de săli de examen la nivelul întregului județ. O altă precizare pe care cred că este necesar să o fac este că elevii vor fi așezați în bănci, câte unul, în ordine alfabetică, pe fiecare centru, de regulă 15 într-o sală de examen. Așa cum am spus, timpul de lucru este de 2 ore, iar 15 minute, în afară de cele 2 ore, este alocat pentru completarea datelor personale ale fiecărui elev. Da. După care urmează timpul de lucru. Tot ca o noutate și de aceea ținem în mod deosebit să organizăm țiplă această simulare la evaluarea națională, este faptul că lucrările vor fi evaluate, vor fi scanate, încărcate și transmise într-o platformă, în sala de curs, sub privirile elevilor și automat vor fi preluate în acea platformă. Deci evaluarea va fi computerizată. Noi la nivelul județului... aici. Evaluarea va fi computerizată, cum va fi? Adică nu se face evaluare, nu se corectează de către... Ba, se corectează de către profesori evaluatori, da. Se merg lucrările aleatoriu în centrul de evaluare stabilit de către Ministerul Educației și va fi preluat, fără a ști cine preia, de către profesorii evaluatori din alt județ. Noutatea care nu vor avea lucrările fizic. Nu vor avea lucrările fizic. Scanate, repartizate, computerizat. Am înțeles acum. Da, și că vor prelua. Un cadru didactic evaluator va evalua maxim, de regulă, așa se scrie procedura, de regulă 50 de lucrări, iar o lucrare va fi evaluată de către 2 profesori evaluatori. În cazul în care există discrepanțe între la notă, pentru că și acesta a fost un subiect de discuție în fiecare an, lucrarea respectivă va fi reevaluată de către alți 2 profesori evaluatori.
Deci se generează automat și dacă SEG vede în platformă, SEG observă că diferența la notare este mare, da? Dacă un profesor dă o notă mai mare, altul o notă mai mică și diferența este că destul de mare, SEG reevaluează. O altă noutate este că acele lucrări nu vor mai fi transportate fizic, ceea ce este un lucru excepțional. Vă rog că vreți să mă întrebați ceva. Nu, eu altceva vreau să zic. Deci, practic, avem 15 minute pentru completarea datelor, da. 2 ore pentru lucrare, după care urmează acest proces de scanare în fața elevilor. Da? Da. Procesul de scanare, acum eu nu-mi dau seama ce înseamnă ca număr de foi, dar totuși... Dar vă dați seama că numărul s-a redus. Vorbim de 15 elevi în clasă. Ai nevoie în clasa aia de cineva care să poată scana. Da. Avem asistent. Eu îl văd pe domnul secar că vrea să intervină. Numai un pic. Avem în fiecare clasă câte un asistent cu pregătire, responsabil de partea de informatizare. Eu vreau să atrag atenția spre unui aspect, că scanarea aceasta trebuie făcută profesionist. Este mai ales când e vorba de matematică, unde na, copilul scrie, dar știți noi, cum e. Noi acum suntem în evaluare și pregătirea acestor asistenți cu competențe pe parte de informatică. Fiecare clasă va avea câte un asistent, iar fiecare clasă va primi câte un scanner profesionist. Noi le avem în județul Neamț, câștigate prin proiectul ROZE și avem pregătite 285 de scanere pentru fiecare clasă. Eu asta vreau să spun, că trebuie să le scanez cum trebuie. Foarte bine, să se vadă foarte bine, pentru că sunt chestiuni care contează, câteodată și un punct și o virgulă, și contează foarte mult. Și dacă nu se vede bine, e o problemă pentru elevi. Vă rog. Dacă îmi permiteți, în anul trecut, în toamnă, bacalaureatul de toamnă s-a desfășurat pe această structură. Teoretic n-ar trebui să existe probleme cu scanarea lucrărilor. Sunt doi profesori sau trei profesori asistenți, din care unul este responsabil cu acest proces de scanare și are teoretic și practic competențe digitale. Scanerele sunt performante. Ați întrebat cam câte foi sunt la simularea, la evaluarea națională. Sunt acele caiete conțin 10 foi sau suplimentar în funcție de fiecare elev. Devenită broșură. Se cheamă broșură și la evaluare am și evaluat în toamnă și din curiozitate să văd cum primești lucrarea, e scanată. Dacă, așa cum ați spus dumneavoastră, nu se vede ultimul rând de pe o pagină, nu se vede o formulă, ai posibilitatea să semnalezi acest lucru comisiei. Comisia Națională identifică lucrarea respectivă, ea are un cod pe care platforma îl dă fiecarei lucrări, se știe unde e lucrarea respectivă fizic, se transmite comisiei din centrul respectiv și se rescanează. Baremul este electronic, teoretic te vizualizezi lucrarea pe un laptop, pe un display pe care l-ai la dispoziție. Evaluarea la bacalaureat s-a desfășurat la Colegiul Național de Informatică, au logistica necesară, nu e singura unitate de învățământ din Neamț care deține o logistică care să permită organizarea unui centru de evaluare. Pe măsură ce identifici punctajul, conform baremului, sunt introduse întotdeauna la evaluare, mai apăreau riscul calculelor făcute de evaluatori. Baremul este destul de dispersat pe subpuncte și atunci o eroare umană, oboseală după 50 de lucrări, se mai greșește la un calcul final. Și atunci baremul fiind electronic,
rezultatul este final, ai posibilitatea să revii, să reanalizezi lucrarea în momentul în care consideri că ai evaluat corect conform baremului, ai trimis lucrarea cu nota finală. Alt evaluator face același lucru pe care l-am făcut eu, se compară notele finale acelor doi evaluatori, dacă sunt diferențe de, se transmite unui alt evaluator până în momentul în care la evaluarea națională cât merge, un punct jumătate sau... Și atunci dacă s-a ajuns la limita admisă, prevăzută de normele legale, lucrarea e considerată cu notă finală și își așteaptă cursul. Elevul evident are posibilitatea să facă contestații și are posibilitatea și să ceară vizualizarea... Desigur, dacă diferența este mai mare de un punct. Și eu am participat în cadrul evaluărilor lucrărilor în examenul de bacaloriat, sesiunea de toamnă. Așa cum spunea colegul meu, a fost o provocare pentru noi și inspectorii școlari au fost prezenți acolo pentru a vedea cum se desfășoară. Tot ca noutate este și faptul că fiecare coleg evaluator care va primi 50 de lucrări are voie să corecteze atât din laborator, cât și din incinta centrului de evaluare a lucrărilor, dar și de acasă. Ceea ce presupune că îi oferă un confort tocmai pentru a nu se produce aceste... Mi se pare absolut normal. A nu se produce aceste erori. Noi, ce vreau să spun și să asigur toți părinții, este că suntem pregătiți ca și județ, atât cu scanere, cât și cu resursă umană bine pregătită pentru a fi centru de examen pentru evaluarea națională, dar și de evaluare pentru lucrările care ne vor fi repartizate din alt județ. Și vreau să vă spun că pe lângă ce relatăm noi astăzi, emoțiile copiilor care vor fi inevitabile, a cadrelor didactice, resursa umană implicată, atât din inspectoratul școlar cât și din unitățile de învățământ, că după cifre vedeți un procent foarte mare, aproape toate unitățile de învățământ vor fi centru de examen. În spatele acestui moment a simulării evaluării naționale, care practic ne pregătește pe toți, de la cadre didactice, părinți, elevi și întreg personalul implicat, este o muncă decisivă în această perioadă în inspectoratul școlar, pentru că suntem la capitolul Comisia Județeană, pregătește întreaga resursă umană din județ pentru a veni în sprijinul elevului, pentru a crea un climat propice, eficient, bine pus la punct în fiecare unitate de învățământ, pentru desfășurarea acestui examen. Dacă părinții sunt nemulțumiți de rezultate, știu exact unde să intervină. De asemenea, munca profesorului la clasă va avea o primă evaluare prin desfășurarea acestor simulări și notarea va spune clar nivelul la care este copilul aproximativ, pentru că luăm în calcul și faptul că o stare de sănătate poate influența, bineînțeles, de sănătate emoțional. Suntem pregătiți și pentru cei 38 de copii cu CES care vor susține evaluarea națională și pentru cei 10 cu CES care vor intra în examenul de simulare națională la bacaloriat, care va începe pe 4 martie. De asemenea, eu aș vrea să mă opresc un pic și asupra procentului de promovare a examenului de evaluare națională de anul trecut, care nu a fost unul rău, ci unul bun în ansamblu
așezării la nivel național, dar bineînțeles că mereu este loc de mai bine și dacă am avut un procent de 71,37 promovare la nivelul județului, 10 medii de 10, anul acesta ne dorim mai mult. Astfel încât prin măsurile noastre, a colectivului din inspectoratul școlar, ale mele personal, se pare că exemplul de bună practică funcționează și faptul că unele unități de învățământ, unii dascăli, nu au uitat și fac și cu sufletul și cu mintea și cu mare responsabilitate își desfășoară profesia de dascăl, orele remediale oferite elevilor din unitățile de învățământ se pare că vor ridica procentul. Cel puțin la nivel de statistică acum. Vom vedea după examen. Haideți să încercăm să ne mai este ceva de spus despre evaluare. Nu, ne oprim asupra simulării evaluării naționale. Eu încerc rapid să concentrez. Da. Deci va fi pe data de 5, da. 6, 7 și 23, dacă contestațiile pe 23. Noutăți sunt două mai importante, aceea cu corectarea, da, și cu scanarea lucrărilor. Nu se va mai face corectarea pe formatul fizic al lucrărilor. Și dacă am uitat ceva, dar astea sunt 15 copii în sala de examen. 15 copii în sala de examen. Avem problema aceea la liceul particular care se duc la Cuza și cei de la Dulcești. Ruginosa la Dulcești. Sper că am reținut. Bun, haideți să trecem mai departe. Următorul subiect ar trebui să fie, dacă nu mă înșel, cel privitor la mobilitatea cadrelor didactice, probabil care are legătură și cu constituirea catedrelor, nu? Da. Are legătură și o să fim destul de scurți în a prezenta aceste aspecte. Vom insista foarte mult pe partea de noutăți ca să știe fiecare coleg care se confruntă cu aceste situații și o să-l rog pe colegul meu Cristi Secară să prezinte situația. Mulțumesc, doamna general. Ați vorbit de educație. Dacă ne dorim o educație de calitate, nu avem cum să nu luăm în calcul și o resursă umană de calitate. Să discutăm despre educatorii care fac acest lucru în fiecare zi în școli. A apărut metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic în luna decembrie, iar pe baza acestui metodologii în unitățile de învățământ în această perioadă se desfășoară mai multe etape de mobilitate. Și care ar fi noutățile legate de aceste etape de mobilitate? Numărul personalului din învățământ e destul de mare, 7422 de cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic își desfășoară activitatea anul acesta școlar în județul Neamț. Din cei 7422 de persoane, 5, în jur de 5100 sunt cadre didactice și în funcție de evoluțiile din unitățile de învățământ, evoluții legate de normele didactice, automat participă la diferite etape de mobilitate. Aș începe cu o noutate legată de posibilitatea cadrelor didactice care împlinesc condițiile de pensionare și care au posibilitatea să-și continue activitatea. Dacă pentru cadrele didactice titulare femei, care împlinesc condițiile de pensionare și înseamnă condițiile legale de pensionare și înseamnă vârsta de 62 de ani și 3 luni, nu este chiar o noutate, în sensul că în 2018, în baza unei hotărâri a Curții Constituționale, doamnele respective aveau posibilitatea să-și continue activitatea până la 65 de ani. Lucru care se întâmplă și anul acesta, numai că noutatea este aceea că urmarea unei solicitări scrise a cadrelor didactice titulare femei,
Consiliul de administrație trebuie să constate exercitarea acestui drept al cadrelor didactice respective, iar directorul să emită o decizie prin care sunt menținute ca titular cu toate drepturile unui titular până la vârsta de 65 de ani. După 65 de ani, metodologia de anul trecut prevedea posibilitatea continuării activității ca titular încă 3 ani. Noutatea este că, începând de anul acesta, în baza legii 198, legea învățământului, cadrele didactice care la data de 1 septembrie 2024 nu au primit încă decizia de pensionare și au vârsta de 65 de ani, pot continua activitatea ca titular, pot fi menținute ca titular la cerere și în anul școlar 2024-2025 până la vârsta de 70 de ani. Deci a crescut cu 2 ani. Nu mai sunt condiții restrictive legate de gradul didactic pe care trebuie să-l dețină persoana respectivă. Dacă până acum era gradul didactic întâi, mai trebuiau niște calificative. Singura condiție este existența unui post, a unei catedre viabile, cel puțin un an de zile, iar în unitatea de învățământ să nu fie alte solicitări de completare și de întregire a normei didactice. Deci, noutatea este că până la 70 de ani, cadrele didactice titulare pot continua activitatea. O să vă rog să mai precizați o dată. Deci, ai 65 de ani, da? A spus legea, etc., dar pe mine mă interesează cine decide. Trebuie să decidă Consiliul de Administrație al Școlii și directorul, dacă continuă, îndeplinit și cealaltă condiție, să nu fie o altă cerere pentru... Deci procedura este următoarea. Cadrul didactic respectiv care îndeplinește condițiile prevăzute de metodologie se adresează unității de învățământ. Unitatea de învățământ analizează această solicitare. Dacă sunt îndeplinite condițiile, Consiliul de Administrație stabilește dacă există posibilitatea menținerii și în anul școlar 2024-2025 și ne transmit nouă listele respective. Și asta se întâmplă în fiecare an? În fiecare an. Deci... listele respective sunt centralizate de Inspectoratul Școlar. Există o comisie paritară în care, împreună cu partenerii noștri educaționali, cu sindicatele, analizăm dacă la nivelul disciplinelor la care sunt astfel de solicitări nu sunt situații de restrângere de activitate, astfel încât să putem asigura un număr de posturi pentru eventualele restrângeri de activitate în sistem. Și atunci, dacă există o hotărâre a Comisiei Paritare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar, în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar decidem care este lista cadrelor didactice care au fost menținute ca titular în anul școlar viitor. Am înțeles. Deci există posibilitatea, ca să fim clar, să predai până la 70 de ani, dar trebuie îndeplinite niște condiții care țin de catedre, existența postului, etc. Adică nu e automat, ai trecut de 65 de ani și poți să rămâi până la 70 pe catedra respectivă. Asta este important. V-am spus niște condiții. Să nu existe decizia de pensionare dată deja, să existe postul întreg, adică numărul de ore să fie 18 pentru profesor, 24 pentru maestri instructori și, repet, să nu fie probleme de completare și de întregire. Asta este o noutate adusă de metodologie, de legea educației, am spus 198. O altă noutate este că la nivelul unității de învățământ, dacă există situații de reducere de activitate, și sunt situații în care cadrele didactice au cel puțin jumătate de normă didactică, există posibilitatea de completare a normei. Metodologia de anul trecut le dădea posibilitatea să-și completeze normele didactice atât la nivelul unității unde sunt titulare cadrele didactice respective, cât și la nivelul localității.
Dacă în mediul rural, unde sunt puține localități care au mai multe unități de învățământ, lucrurile sunt cam la fel, dacă ne referim la municipii, un cadru didactic își putea soluționa completarea de normă la nivelul municipiului și se adresa unității de învățământ. Noutatea este că această completare se face doar la nivelul unității de învățământ, iar dacă nu există posibilitatea soluționării acestei completări de normă didactică, completarea se face la nivelul inspectoratului școlar. Și acele cadre didactice vor depune un dosar, se va face există o fișă de evaluare a activității din ultimii 5 ani. Se va face evaluarea dosarelor respective și repartizarea se va face în ședință publică. Tot ca, să zicem, o noutate, s-a discutat la nivelul inspectoratului școlar și am considerat că e bine să evităm acele deplasări ale cadrelor didactice din localități ale județului care implică absență de la ore, deplasare, un mijloc de transport, condiții meteo, mobilitățile se desfășoară în februarie și așa mai departe și încercăm o depunere a dosarelor într-un sistem online. Nu încercăm, chiar așa va fi, a fost o dorință a mea personală și ne și reușește pentru că vedeți că nici vremea nu mai este cum ar trebui. Așezarea geografică a județului este una dificilă. Vă dați seama ce înseamnă să vină un coleg cu un dosar, să aștepte la rând, să își depună dosarul venit de la 80-90 de kilometri. Îi mulțumesc colegului meu pentru intervenție pe managementul resursei umane. Promit că o să mai revenim și cu alte subiecte. Aș vrea să intervină puțin și colegul meu, pentru că ne-am propus și o a treia abordare în cadrul acestei emisiuni referitoare la noutăți și portofoliul managerului de unitate de învățământ. Să vorbim puțin despre situația actuală și confruntările managerului unității de învățământ în această adaptare continuă, așa cum am debutat în cadrul emisiunii dumneavoastră. Și ce provocări au directorii? Mai vreau un minut. Un minut. Mai vrea domnul Secară un minut. Hai, domnul Secară, da? Și două minute. Da. 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 Deci ce aș mai vrea să precizez tot ca o noutate este faptul că viabilitatea posturilor care vor fi publicate la nivelul județului Neamț pentru etapele de mobilitate și mă refer și la examenul de titularizare, viabilitatea posturilor va fi stabilită în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. Urmarea propunerilor făcute în școli și ca o noutate pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată, nu putem veni și cu o ofertă de posturi incomplete, cel puțin jumătate de normă. Dacă până anul trecut titularizarea se făcea doar pe posturi complete de 18 ore, acum există posibilitatea ca în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar să stabilim acele fracțiuni de cel puțin jumătate de normă, deci plecând de la 9 ore, care să fie publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Astfel încât un candidat la titularizare, dacă obține media 7, se poate fixa pe aceste fracțiuni de jumătăți de normă să nu depășească 20. Și după ce se fixează pe această fracțiune, după ce se fixează, se poate completa. Nu, că se fixează pe fracțiuni. Pe fracțiuni, dar trebuie să trebuie să dea o catedră. Dar este un avantaj. Este un avantaj pentru că foarte mulți colegi de-ai noștri au obținut note mari, chiar foarte mari, și nu aveau pe ce să se titularizeze. Dacă era întreagă, nu puteai să o asiguri și atunci exact. Îmi pot asigura acum, din jumătăți, din sferturi. Și tot noutate, cel care se fixează nu se mai poate detașa.
Deci, într-un fel, este legat de unitatea de învățământ care a venit cu oferta de posturi și cel puțin un an de zile trebuie să își desfășoare activitatea în școala respectivă. Mulțumesc pentru. Vedeți că evul mediu ne învață și acum bine, pentru că și în evul mediu, când primeai ceva, erai, se schema legare de glie. Vă rog, domnul Romeo. Da, după cum s-a discutat, vedeți, deja sunt foarte multe schimbări și, în primul rând, schimbarea legislației devine o provocare în acest context, atât pentru Ministerul Educației, dar în special pentru cei din Inspectoratul Școlar și pentru managerii din unitățile de învățământ. Vorbim de legea învățământului, o lege nouă, o lege care dorește să schimbe paradigma managerială și paradigma curriculară a sistemului național de învățământ. Vorbim de apariția unor noi entități care să asigure managementul învățământului din România. Trăim acum o perioadă de tranziție între ceea ce a propus legea învățământului și, sigur, ceea ce încă nu a apărut. Noi vorbim de legea învățământului și vorbim de o ordin privind funcționarea Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ, dar iată, nu a apărut un ordin privind funcționarea direcțiilor județene pentru învățământ, nu a apărut metodologii privind aceste entități. Deci funcționăm și ne adaptăm într-o permanentă. Vă rog. Țineți minte că exista o teorie în România care se chema teoria formelor fără fond. Deci la noi lucrul acesta se perpetuează de atunci, de pe vremea lui Maiorescu. Vă rog. Da, noi sperăm acum că... Acum mai e fără fond, da, acum da. E fără norme de aplicare. Da, ei, ele or să apară în mod cert și aici trebuie să apreciez profesionalismul colegilor din Inspectoratul Școlar și sigur a managerilor din sistemul de învățământ din județul Neamț. În primul rând, la nivelul Inspectoratului Școlar s-a consolidat o echipă, spun eu, solidă, coerentă, cu decizii echilibrate, vorbim deja de experiență, expertiză, vorbim de oameni care, iată, au și 10-15 ani în activitatea la Inspectoratul Școlar, de oameni noi care vin cu un suflu tânăr, dornici să învețe, dornici să adapteze la problemele pe care, iată, le propune învățământul. Vorbim de 196 de directori și directori ajuns din învățământul nemțean, în care aproape 80% sunt oameni cu concurs, oameni care au susținut un concurs, sigur, în cele trei etape care s-au desfășurat până acum, și vorbim și de această dată de oameni cu foarte multă experiență. Evident, Inspectoratul Școlar a încercat de fiecare dată să asigure suportul informativ cu privire la toate schimbările care s-au produs în sistemul educațional românesc. Au fost formări, au fost întâlniri, au fost discuții, urmează cercurile pedagogice, atât la nivelul disciplinelor, cât și la nivelul managerilor școlari. Anul acesta avem, spunem noi, niște teme interesante, iată, vom vorbi despre segregare, desegregare, vom încerca să vorbim despre coerență și adaptabilitate în noua legislație școlară. Evident, e provocare și pentru cei din Inspectoratul Școlar, dar și pentru directorii unităților de învățământ. Societatea se schimbă, vorbim de acea conducere modernă, democratică, vorbim de un etos al unităților de învățământ. Așadar, evident, sunt foarte multe elemente ale acestui Lego care trebuie să se coreleze, astfel încât deciziile directorului să fie în consonanță cu așteptările colegilor și, până la urmă, cu așteptările sociale. Pentru că vorbea doamna inspector școlar general de portofoliul directorilor. Evident, aici e o zonă tehnică, dar evident, la nivelul fiecărei unități de învățământ, managerii școlari și-au elaborat acele instrumente de diagnoză, de prognoză, de evidență, cu ajutorul cărora reușesc să navigheze bine în această perioadă. Și-au realizat o proiecție cu privire la tot ceea ce înseamnă populația școlară, evoluția acestora în comunitățile lor. Putem vorbi chiar și de o piață concurențială în sistemul educațional românesc actual. Evident, există posibilitatea de a migra dintr-o unitate de învățământ în alta.
tineri care vin dintr-o localitate în alta, evident, pentru că își doresc o ofertă curriculară mai bună, doresc să întâlnească cadre didactice și atunci, evident, directorul este interesat ca de fiecare dată să promoveze valorile din școala lor. Aici am să mă refer la cultura organizațională pe care fiecare unitate de învățământ și-a consolidat-o și la faptul că la nivelul unităților de învățământ există o serie de entități care monitorizează modul în care directorul își elaborează deciziile. Și mă refer aici la sistemul de control managerial intern, la comisia CEAC, cea care guvernează, cea care asigură o supraveghere asupra demersului calitativ al sistemului educațional, instrumente pe care directorii noștri le cunosc, le utilizează, le aplică și, evident... Ei nu trebuie să fie controlați de aceste instrumente? Sigur că da, sigur că da, că dar eu... ei aplică strategiile pe care aceste entități le elaborează la nivelul unităților de învățământ. Acum, așa între noi, că nu... Chiar funcționează lucrurile astea așa cum ar trebui să funcționeze? Adică, de ce vă întreb? De obicei, noi avem cultura șefului. Deci, nu există această cultură. Primarul conduce orașul. Fals. Primarul pune în aplicare niște lucruri hotărâte de un consiliu local. Care, de adevărat, că de multe ori la propunerea primarului o face. Dar el este un cineva care execută lucruri. Directorul este cel care conduce o școală, dar are în spate Consiliul de Administrație, care ia decizii, hotărâri și directorul pune în aplicare acele decizii și hotărâri. Ei, aceste instrumente despre care vorbiți dumneavoastră de control, chiar, acum, la modul serios, chiar își fac treaba sau... Sunt niște hârtini, niște dosare care se fac pentru că așa se cere la bibliografie. Nu. Haideți să vă spun clar ce am observat eu pe la fața locului deci, și nu numai. Aș vrea să vorbim pe ceea ce am observat constant în unitățile de învățământ și ce am constatat. Este clar că unii directori, manageri de unități de învățământ sunt mai buni la planificări, alții sunt mai buni la comunicare, alții sunt în a închega relații atât cu comunitățile locale cât și în cadrul instituției. Nici frunzele pe un pom nu sunt la fel, domnul Bălănescu, dar aminte oamenii. E clar că fiecare manager de unitate de învățământ vrea să devină mai bun. Tot ceea ce trebuie să facă directorii, din punctul meu de vedere și un punct de vedere personal, este să-și aleagă corect membrii Consiliului de Administrație și Bordul de Conducere, astfel încât acolo unde există un gol, să devină un tot. Iar ei trebuie să facă orice este posibil pentru a deveni mai buni, să-și facă timp să privească în sufletul dumnealor, pentru a vedea ce pot da mai bun din interiorul lor pentru a aduce beneficii altora. Altora înseamnă în situația de față întreaga comunitate școlară respectivă, pentru că fără suflet, fără un dram de suflet, nu ai ce căuta la conducerea unității de învățământ. Oricâte documente producem, oricâte legi punem în aplicare și le punem corect în județul Neamț, dacă mai sunt derapaje, cu siguranță se grepară, pentru că de aceea există inspectoratul școlar, nu pentru a da cu biciul, ci pentru a mentora, pentru a rezolva aceste probleme astfel încât elevul să nu sufere. Și să știți că o fac constant. E adevărat că sunt manager de unități de învățământ,
care au o experiență vastă în domeniul managementului și au trecut prin diverse etape. Dar sunt și cei proaspăt directori și am văzut și ceea ce am încercat de când am preluat funcția de inspector școlar general să-i fac să colaboreze între ei, să împărtășească experiențe, să ceară sfatul, să se întâlnească, să socializeze. Și chiar uneori am văzut și că intervenții răutăcioase asupra lucrătorilor din învățământ, că ne-am fi întâlnit, că am fi socializat, că e firească evoluția și e firesc să ne întâlnim. Este cel mai mare angajator. Suntem peste 200 de oameni care avem funcții de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Neamț. 200 de oameni, poate care se întâlnesc în medii personale la o petrecere și poate că, să știți că am întâlnit, nu se cunoșteau între ei și nu se salutau. Nu este firesc. Păi atunci cum să existe evoluție? Inspectoratul școlar nu reprezintă Dumnezeu pe pământ în județul Neamț. Sunt colegi cu experiență. Nu, haideți să suntem oameni ca toți oamenii, suntem oameni simpli, deloc simpliști, care muncesc de dimineață până seara, care aplică legi, care sunt alături de colegii noștri manageri. Și să știți că în fiecare om, director de unitate de învățământ, am regăsit în primul rând dascălul din unitatea de învățământ. Bun, să revenim la domnul Roman. Da, dacă îmi permiteți o mică completare, să știți că mare parte dintre colegii noștri chiar utilizează aceste instituții și instrumente. De ce? Pentru că, în primul rând, protejează unitatea de învățământ, pentru că asigură acea decizie, spun eu, bazată pe cunoașterea realităților, astfel încât îi elimină din start erorile și pentru că, până la urmă, vorbim de un management modern. În bibliografia de concurs a directorilor s-a făcut adesea referire la cei mai mari specialiști în management și mulți dintre ei din străinătate, din managementul american, managementul european, vest-european. Evident, și România a parcurs în mare măsură pașii aceștia către modernitate și nu-i putem contesta. Toate modificările despre care iată a vorbit colegul domnul inspector Secară nu pot fi puse în aplicare decât dacă se cunoaște în amănunțime atât legislația școlară, dacă există o comunicare permanentă între inspectoratul școlar, unitățile de învățământ, există o comunicare permanentă între directorul unității de învățământ, colegii, cadre didactice, părinți, comunitate, elevi. Până la urmă, suntem un colier în care fiecare piatră strălucește în felul său, iar frumusețea este dată de întreg. Am înțeles. Vă rog. Ce aș mai vrea să adaug este faptul că lucrăm cu o aplicație dedicată, o aplicație a Ministerului Educației, o aplicație electronică în care noi introducem toate datele atât despre cadrele didactice pentru a putea participa la etapele de mobilitate și datele legate de posturile vacante existente. Colegii din sistem, să știți că își cunosc destul de bine drepturile pe care le au și evident sunt unele situații în care această comunicare instituțională între directorul unității și inspectoratul școlar sau către cadrele didactice are unele sincope. Ori încercăm să rezolvăm mai mult decât transparent, publicăm conform precizărilor și unui calendar tot ce este necesar pentru a informa cadrele didactice despre drepturile pe care le au și despre posibilitățile de soluționare a acestor etape de mobilitate, pentru că în final discutăm despre un loc de muncă pentru anul școlar viitor și pentru anii următori. Și atunci vă dați seama că interesul de a soluționa acest drept este destul de mare. Lucrăm mai mult decât transparent, repet, toate posturile sunt publicate, punctajele cadrelor didactice care participă sunt publicate, iar ședințele publice, ședințele de repartizare și în ședințe publice la care poate participa oricine, și presă, și sindicat. Și am înțeles. Cu condiția să mai fie cineva interesat să participe în afară de cei în cauză. Da. Păi, am cam terminat cu timpul pentru emisiune, dar vreau două lucruri
să mai discutăm așa foarte pe scurt. De exemplu, o declarație a celui care astăzi este premierul României, care spune: nu pot să accept că un profesor care are 10 olimpici să fie plătit la fel cu unul în care toată clasa nu a luat bacalaureatul. Pe mine această declarație făcută de un politician m-a făcut prima dată să zâmbesc. Și după aceea m-a făcut, să spun eu, aproape mi-a venit să plâng. De ce? Pentru că este declarația unui om, eu mi-asum ce spun, care habar n-are cu ce se mănâncă școala. Adică un profesor care are 10 olimpici este normal să fie stimulat. Dar dacă iau un profesor de la o clasă, de la o școală, gen un liceu, hai să luăm, Ion Creangă, parcă de la Târgu Neamț, nu? Cum se cheamă? Colegiul tehnic. Colegiul tehnic. În care îți vin elevi cu nota, să spunem, 5 și termină liceul cu nota 8-50. Mie mi se pare că așa cea al profesor trebuie stimulat. Și cred că această declarație nu este foarte fericită în felul în care a fost făcută, nu în spiritul ei. Nu cunosc contextul exact în care că s-a făcut această declarație, dar cu siguranță că se făcea referire la o anumită speță și cu siguranță că și se regăsește și în fișele de gradație. Asta vreau să spun, da, și se regăsește în fișele de gradație, în ordinele pe care le primim de ministru, toate procedurile asupra acestor aspecte. Cred că se făcea referire la un anumit palier, la un anumit aspect referitor la... Ca să vină cu soluții privind criteriile de performanță în învățământ. Păi e firesc să se stabilească criterii de performanță în învățământ, la fel cum se stabilesc și criterii de acordare a unor subvenții, a unor tichete, a unor măsuri pentru prevenirea abandonului școlar. Este firesc să avem și aceste criterii. Probabil se făcea referire la o chestiune punctuală, pentru că prin lege este clar că și s-a mediatizat și că prin intervenția guvernului și am văzut și eu și alte declarații ale domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, care au fost destul de clare, obiective, privind anumite măsuri asupra unor categorii de elevi sau profesori. Acum, cred că în acel context, nu cunosc foarte bine contextul, se face referire strict la elevii care aduc performanța. La profesorii care aduc performanța. Și e firesc ca acei profesori să fie tratați ca atare și să aibă parte de... N-am avut 10, dar 6 am avut. Ați avut 6, da? Care au participat ați la etapele fost recompensat naționale. Dumneavoastră în vreun fel? Se putea mai mult, nu? Legislativ nu am văzut un cadru legal care... Doar gradații de merit, mi-am folosit rezultatele respective atunci când mi-am depus dosarul pentru gradația de merit. Din punctul ăsta de vedere are dreptate domnul Ciolacu. Punctajul, să știți, din totalul punctajului din dosarul de gradații de merit a fost destul de mic. A fost doar 20, maxim 20 de puncte, da, ca să obțin cu rezultatele respective. La fel cum sunt ferm convinsă că trebuie stabilite criterii și pentru colegii noștri directori, dascăli care lucrează în medii defavorizate, care încă mai fac naveta 70-80 de kilometri pentru a ajunge la unitatea de învățământ, care reușesc să țină copiii în școala din satul românesc, care încă se femei de serviciu care încă se trezesc la 5-4 dimineața să facă focul, copii care ajung în condiții grele și comunități locale care se implică sau nu în aceste demersuri. Ne oprim aici, vedeți, de-abia la final ne-am încins un pic. Da. Eu vă mulțumesc pentru participare, au fost o mulțime de lucruri noi. Noi o să încercăm să facem din ele și știri, ca să meargă și altfel către
beneficiarilor. În final nu pot să spun decât atât. Sunt foarte mulțumit când avem un prim-ministru care vrea să stabilească criterii de performanță în învățământ, în actul medical, și l-aștept cu nerăbdare să stabilească criterii de performanță și în domeniul de care se ocupă domnia sa. Tare aș vrea să văd eu cum ar trebui să fie plătiți, de exemplu, deputații, senatorii, care își prezintă în CV niște studii făcute, hai să nu le spunem la fără frecvență, ci foarte târziu și în niște locuri în care obțineau diplome prea ușor. Pe ăla îl plătesc la fel ca pe domnul prim-ministru, care sunt sigur că și-a făcut toate studiile la timp și are și toate lucrurile care sunt acolo. Când o să facă lucrul acesta, o să-l cred că vrea și criterii de performanță adevărate în învățământ, în sănătate și în altă parte. Este punctul dumneavoastră de vedere. Este punctul meu de vedere, este absolut. Punctul dumneavoastră de vedere, așa cum, cum ne-ați respectat în cadrul emisiunii și noi vă respectăm punctul de vedere. Asta nu înseamnă că suntem 100% de acord. Da, bineînțeles. Mulțumim. Niciodată nu o să putem fi de acord 100%. Mulțumesc pentru cadou. Și noi mulțumim pentru invitație. Vă doresc o muncă finalizată în această perioadă cu tot ce aveți de făcut. Mulțumim. Oameni buni, să ne vedem cum bine mâine dimineață într-o emisiune. O să anunțăm invitații ca de obicei seara în jur de ora 20. Numai bine, cele bune! Mulțumim! Mulțumim.